Experimentul are ca scop observarea unora din caracteristicile motoarelor electrice. Este prezentată și transformarea energiei electrice în energie mecanică și transferul acesteia către componente în care aceasta este folosită. Oamenii trăiesc acasă și la servicii în mijlocul aparatelor puse în mișcare de motoare electrice. Motoarele electrice s-au dovedit a fi unele dintre cele mai mari invenții ale tuturor timpurilor. Primul motor a fost inventat în 1834 de Moritz Jacobi, la 30 de ani după invenția primei baterii de către Alessandro Volta. Prima folosire a motorului electric a fost la încă 30 de ani după invenția acestuia. Tot în anii 1800, după motoarele electrice, a fost inventat și generatorul electric. Industria electrică nu a început până la descoperirea generatorului, pentru că energia dată de baterii nu era economică pentru a fi folosită în scopuri industriale. Motoarele sunt mecanisme care transformă energia combustibilului sau cea electrică în mișcare mecanică. Motoarele electrice sunt cele care transformă energia electrică din baterii sau de la priză în energie mecanică. Energia mecanică iese din motor prin axul rotativ al acestuia și apoi este transferată către alte componente ale sistemului din care motorul face parte. Energia electrică oferită de baterii este diferită de energia de la priză. Baterie oferă energie cu un curent continuu, iar de la priză energia are un curent alternativ. În funcție de acest lucru, și motoarele sunt de curent continuu sau de curent alternativ. Toate cele trei motoare prezentate sunt de curent continuu. Aceste motoare sunt foarte folosite în jucăriile pentru copii, însă cele alimentate de la curent alternativ sunt cele care ne înconjură în viața de zi cu zi. Motorul de curent alternativ a fost inventat la finalul anilor 1800 de către Nikola Tesla, după inventarea motorului de curent continuu de către Moritz Jacobi. După această invenție au apărut și metode de transmitere la distanță a energiei prin curent alternativ. Acest moment istoric a reprezentat o mare evoluție în industrie și în viețile oamenilor. Apariția motoarelor de curent alternativ a diminuat folosirea motoarelor de curent continuu. Motoarele de curent continuu au rămas cu avantajul ca o posibilitate a reglării vitezei în limite largi și posibilitatea schimbării direcției de rotație. Sursele de energie care dau curent continuu, un exemplu fiind bateriile, se numesc așa pentru că valoarea tensiunii nu se modifică în timp. Sursele de energie care dau curent alternativ, un exemplu fiind priza, se numesc așa pentru că valoarea tensiunii se modifică în timp, într-un mod repetitiv, foarte rapid și între valori fixe. Tensiunea este o caracteristică a curentului electric. Aceasta este fie specificată pe fiecare baterie, 1,5 V, fie este standardizată la priza din casă, 220 V. Tensiunea este o diferență de forță electrică între două conductoare, unul cu forța 1,5 și altul cu forța 0, de exemplu, sau unul cu forța 220 și altul cu forța 0. Fără această diferență, curentul nu poate circula prin conductori. De aceea, în circuitul prezentat, de fiecare dată energia circulă prin doi conductori simultan. Tocmai datorită necesității acestei diferențe de forță electrică care formează tensiune electrică între cei doi conductori. Această tensiune este transferată la bornele aparatelor unde sunt conectați conductorii. Această diferență de forță apare și la priză, între cele două găuri ale prizei. Aparatul de măsură pentru tensiune se numește voltmetru. În circuit este inclus un voltmetru cu un ac care indică pe un cadran valoarea tensiunii măsurate în punctul de circuit unde este montat voltmetru. Pentru a putea măsura, voltmetru trebuie să fie cuplat la cei doi conductori din circuit.
pentru că tensiunea este între cei doi conductori din circuit. Acest tip de voltmetru se montează în panourile de comandă și control. Cele mai multe motoare de curent continuu și alternativ au ca principiu de funcționare interacțiunea dintre câmpul electric al curentului, care vine din sursă, și câmpul magnetic al unor magneți care se află în motor. Se poate observa cum șurubelnița metalică este atrasă de magneți din interiorul motorului. În vreme ce nu este atrasă de baterie. Aceste motoare au fost fixate în țevi pentru a fi stabile în timpul funcționării. Mărimile care caracterizează funcționarea unui motor sunt curentul electric cu care este alimentat motorul, tensiunea electrică cu care este alimentat motorul, puterea electrică consumată de motor, cuplul mecanic dezvoltat de motor, turația axului motorului, adică viteza cu care se învârte axul, puterea utilă care este în axul motorului și care se manifestă în cuplul mecanic al axului și turația axului, și randamentul motorului. Motorul absorbe de la sursă o putere electrică și dă către ax o putere mecanică. Conversia pe care o face motorul din energie electrică în energie mecanică este însoțită de pierderi de putere care se transformă în căldură în componentele interne ale motorului. Aceste pierderi au dus la conceptul de randament al motorului, care este raportul dintre puterea mecanică produsă și puterea electrică consumată. Cuplul mecanic dezvoltat de motor este forța cu care axul poate învârti diverse componente din sistemul în care se află. Acest cuplu este cu atât mai mare cu cât puterea produsă de motor e mai mare. Cuplul scade cu cât turația motorului crește, adică motorul nu are forță de învârtire la viteze mari. Unele din valorile caracteristice ale motoarelor se numesc nominale, pentru că acestea sunt valorile la care producătorul motorului indică să fie folosit motorul, astfel încât părțile componente ale mașinii care se încălzesc în timpul funcționării se reziste în timp, cel puțin cât este durata de garanție a motorului. Folosirea motorului la valori mai mari duce la o îmbătrânire accelerată a motorului sau chiar la stricarea acestuia. Motoarele sunt proiectate de către producător pentru a funcționa cu randament ridicat la turație ridicată. Acesta este un motor care se învârte cu mii de rotații pe minut. Cu ajutorul rotiței dințate care se află pe axul său, motorul se poate cupla la alte componente din sistemul în care se află, inclusiv la mecanismul de reducție a turației. Această rotiție este însă cuplată acum cu lipici la o foaie de hârtie pentru a arăta viteza cu care se rotește motorul. Alte caracteristici ale motorului sunt acelea care au legătură cu reglarea turației axului. Una din metodele de reglare a turației motorului de curent continuu este prin modificarea tensiunii sursei de alimentare. Tensiunea de alimentare însă nu poate depăși tensiunea nominală a motorului cu mai mult de 15%, deoarece ar fi afectată izolația conductoarelor electrice din motor și acestea s-ar strica. Reglajul turației se face de obicei de la 0 până la valoarea nominală a tensiunii pentru care a fost făcut motorul. Odată cu scăderea tensiunii de alimentare, scade însă și puterea mecanică rezultată și deși cuplul motorului. O altă metodă de reducere a turației axului, cu păstrarea puterii mecanice și deci cu o creștere a cuplului mecanic rezultat, sunt mecanismele mecanice cu rotițe.
Acestea transformă turația ridicată în turație redusă, cu un cuplu mai mare. Aceste mecanisme se numesc reductoare de turație și au ca principiu de funcționare transmisia puterii cu ajutorul mai multor rozi dințate cuplate între ele. Acestea se află în afara carcasei motorului și sunt încapsulate de multe ori în altă carcasă care este dispusă peste carcasa motorului. Acest motor are reductor de turație mecanic în carcasa metalică neagră de deasupra carcasei motorului care este albă. Producătorul spune că se rotește cu 156 de rotații pe minut când este alimentat cu tensiunea de 6 volți. La tensiuni de alimentare mai mici, viteza de rotație este și mai mică. Posibilitatea de reglare a vitezei de rotație prin reglarea tensiunii face ca aceste motoare să înceapă să se învârte ușor la tensiuni mici de 1,5 V. Pentru inversarea sensului de rotație a axului motorului se inversează legăturile de la bornele de alimentare ale motorului. Aceste inversare duce la schimbarea sensului tensiunii de alimentare. Conductorul cu forța 1,5 trece în octul conductorului cu forța 0. Dacă motorul se alimentează de la o baterie cu tensiune mai mare, se învârte mai repede. Acestea sunt două cleme conectate la o baterie de 6 V prin conductori și conectori crocodil. Aceasta este o construcție în care se poate vedea folosirea energiei mecanice dezvoltată de un motor. Motorul care învârte ventilatorul se află în interiorul acestei cutii și are un reductor de turație din rotițe care se află tot în interiorul cutiei. Roata dințată de pe axul vertical se numește roata felinar, și roata către care se face transferul de putere mecanică se numește roata coroană. Această construcție este aceeași cu cea pe care am mai prezentat-o mai detaliat în videoclipul anterior, invenția lui Leonardo da Vinci, roata felinar. Circuitul electromecanic are componente inventate în epoca Renașterii, din care face parte Leonardo da Vinci, cu roata felinar, componente inventate în epoca Revoluției Industriale, din care fac parte Moritz Jacobi și Nikola Tesla cu motoarele electrice, și componente inventate în epoca modernă, cu circuitele integrate. Circuitul electric în care se află acest motor este format din baterii, întrerupător, variator de turație, conductori, conector punte, voltmetru și motor. Variatorul de turație este un transformator electronic de curent continuu care are conector de intrare și conector de ieșire. Conectorii de intrare sunt conectați la sursa de curent, bateriile, și conectorii de ieșire sunt conectați la motor prin conductori. Scopul oricărui transformator este transformarea tensiunii curentului electric care trece prin el.
Acest transformator mai are și proprietatea de a varia tensiunea electrică transformată cu ajutorul acestei rotițe. Pentru a se observa variația tensiunii de la bornele motorului, mai este conectat și un voltmetru. Fiecare baterie are o tensiune de 1,5 V, însă acestea sunt așezate într-o configurație serie, grupul având în total o tensiune de 3 ori 1,5 egal 4,5 V. Transformatorul poate varia tensiunea grupului și la conectorii de ieșire, tensiunea poate lua valoare între 1,25 V și 4 V. Faptul că în circuit sunt conductori de două grosimi nu are importanță în funcționarea acestui circuit. Conductorii au la capete papuci electrici care au scopul de a ajuta conectarea conductorilor la clemele componentelor din circuit. Înainte de a fi conectați, papucii arată așa. Energia din baterii trece prin conductori când întrerupătorul este conectat și intră în transformator, care funcționează ca un variator de turație. Transformatorul modifică proprietățile energiei electrice și la conectorii de ieșire va ieși o energie electrică cu o tensiune mai mică. Energia electrică trece prin conductor și intră în conectorii punte. Aici, prin alți conductori, se conectează voltmetru. Energia electrică trece prin alți conductori mai groși și intră în motorul electric. Aceasta transformă energie electrică în energie mecanică, care apoi iese prin axul motorului. Mecanismul cu rotițe de reducție a turației modifică proprietățile energiei mecanice și axul motorului se va învârti cu o turație mică, dar cu un cuplu mare. Energia mecanică dezvoltată de motor este apoi transferată prin axul vertical, prin angrenajul de roți dințate, către axul orizontal, care apoi pune în mișcare o murișcă de vânt. La conectare se poate observa cum acul voltmetrului se mișcă. În funcționare, la modificarea tensiunii de la bornele motorului din rotița variatorului de turație, se poate vedea și auzi cum murișca de vânt se învârte mai repede. Puterea dezvoltată atinge valori ridicate pentru rezistența și stabilitatea pe sol a construcției. De aceea a fost folosită o metodă de stabilizare. Turnul a fost ancorat de o baterie mai grea.